Bună ziua! Urmăriți magazinul Energofish. Sper că ați așteptat cu nerăbdare noua ediție a emisiunii noastre. Sunt convins că va merita să rămâneți alături de noi și astăzi. Haideți să urmărim titlurile ediției. Vă prezentăm experiențele târgului Fishing and Hunting. Pescuim la păstrăv cu momelile Salmo. Sau Bobențe vă prezintă o rețetă specială pentru pești de talie mare. Și vom vizita echipa Carp Expert la evenimentul IBCC. În luna mai, sezonul de pescuit este întoi. Există câteva specii de pești pentru care sunt instituite măsuri de prohibiție, dar totuși putem avea parte de experiențe nenumărate dacă ne hotărâm să pescuim în luna mai. La fel stau lucrurile și în viața firmei Energofish. Haideți să urmărim împreună știrile Energofish, din care veți afla mai multe despre întâmplările din viața echipei noastre, respectiv despre noutățile lansate pe paleta Energofish. Spinul de momeală dublu din gama Black Fighter este o noutate revoluționară. Mulțumită acestei soluții inedite, putem oferi o momeală mult mai interesantă. Putem regla flotabilitatea într-un mod total diferit. Folosirea acestuia nu diferă de spinul de momeală obișnuit, dar avantajul este că astfel putem dubla variantele de combinații pentru momeală. Spinul de momeală dublu cu siguranță va fi pe placul pescarilor de Method. Doi membri ai echipei Feeder s-au clasat în finala campionatului pe Method din Ungaria. Pe lacul Palotavaros s-au desfășurat mai multe etape de calificare. Din prima etapă s-a calificat Sobobence, care a reușit să se claseze pe locul al treilea, iar în a doua etapă de calificare, Franco Zoltan și-a câștigat sectorul în ambele manșe. Astfel, a obținut calificarea în finală. Succesul lor se datorează pregătirii excepționale și totodată muncii în echipă, dar să nu uităm nici de momelile și năzile din gama Benzar, care au făcut treabă. Foarte multe noutăți care apar în pescuitul de competiție pot fi adaptate cu ușurință și în pescuitul de zi cu zi. Datorită materialului, capurile de mincioc clasice sunt destul de grele, adeseori deformează sau chiar se deteriorează în timpul folosirii lor. Toate aceste probleme pot fi evitate dacă minciocul este din carbon, materialul care deseori este folosit în construirea mașinilor de Formula 1 sau fabricarea lansetelor de top. Jogul Carp Expert Pro Carbon se regăsește în două mărimi diferite, 5x40 cm cu greutatea de 170 g, mai mare, 60x50, care cântărește doar 190 g. Fiind atât de ușoare în timpul drillului, peștele poate fi introdus cu ușurință în mincioc. Glasa de pe mincioc este din monofilament, nu trage apă deloc, iar găurile sunt de 7 mm. Târgul Fishing and Hunting a avut loc la București. În cadrul acestui eveniment de mare amploare, firma noastră s-a bucurat de cel mai mare stand unde am prezentat toate noutățile noastre. Care sunt acestea? Veți afla în minutele care urmează. Ca în fiecare an, firma Energofish este prezentă la această expoziție de pescuit și vine în întâmpinarea iubitorilor și pasionaților de pescuit cu peste 10.000 de articole, în care regăsim foarte multe noutăți din anul acesta, 2019, și din toamna anului trecut, 2018. În acest an puteți găsi în cadrul standului nostru articole pentru toate categoriile de pescuit, de la feeder la spinning. Sperăm ca pescarii care au vizitat standul nostru să găsească aici tot ceea ce își doresc și le mulțumim atât lor cât și colaboratorilor noștri. Alături de echipamentele noastre speciale, care au prezentat un interes imens, s-au bucurat și momelile și năzile excepționale ale lui Benzar Jolt. În minutele următoare, Benzar Jolt vă va prezenta aceste produse noi, cu care a participat la târgul Fishing and Hunting. Noutățile anului 2019, aici vă prezint în prim plan Methodex-ul. E o momeală revoluționară care se poate pune și pe cârlig. Se poate monta și cu basting-ul, cu acul de momeală. E o momeală critic echilibrată, ceea ce înseamnă că acul de momeală
stă împreună cu momeala deasupra fundului și cârligul rămâne pe jos. Cealaltă momeală care a început să funcționeze, deși temperatura apei încă e rece, funcționează bine deja metod coatedu. O momeală, pot să zic, care o să aibă un cuvânt de spus în pescuitul metod. Ceea ce trebuie să știți despre el, că are un înveliș care se dizolvă și atrage de la distanța crapul pe evad. Cum ați obișnuit, gama de nadă s-a mai lărgit. Avem aici micropeleții de mărimea 2 mm. Aici vedeți îngăreată, gata, umectată. Asta e varianta cu toate culorile mix. Noutatea aici ce mai avem, forfacul pentru pescuitul la metod. Și, bineînțeles, avem și seria metod, mă refer la nadă. Mergem mai departe, ce avem aici încă pe raft, seria metod mix, în 5 arome consacrate, Black Halibut, Choco Orange, Green Betaine, Fish Scopex și Red Krill, bineînțeles că nu poate să lipsească din sortiment. Deci, așa, cine vrea să începe și să practice pescuitul la metod, găsește din gama Banzar acoperit toate momelile și năzile pentru stilul ăsta din ce în ce mai îndrăgit care a luat amploare în România. În luna aprilie a avut loc concursul internațional de crap numit și IBCC, care s-a desfășurat pentru cea de-a cincea oară la Balaton. Este cel mai mare concurs de crap de pe Mapamond, unde au participat 250 de echipe din toată Europa. Au fost prezente și culorile Energofish. Un sector din acest concurs a fost numit de brandul Carp Expert. Și totodată a participat și o echipă de-a noastră în culorile Carp Expert. Concursul IBCC este cel mai mare concurs din lumea crăparilor. Au fost prezente peste 20 de țări, în total 250 de echipe au ajuns pe malul Balatonului. Echipele s-au întrecut pe o pistă de 200 de kilometri, încercând să captureze cât mai mulți crap din acest lac. Locurile care ascund cei mai mulți pești sunt în golful din vest. În acest sector a concurat și echipa Carp Expert. În acest an s-a pescuit și în golful din est. Se concurează în această zonă pentru prima dată. Echipa noastră a așteptat cu nerăbdare concursul de 140 de ore. Vă salut cu drag! Suntem în golful din est, am reușit să obținem acest loc în urma tragerii la sorți. Dar ne vom strădui să facem tot ce se poate. Avem o apă relativ adâncă, de aproximativ 3,40 m, dar este un mâl foarte gros. Am găsit un prag la o distanță la care se poate lansa chiar și de pe mal. Încercăm să profităm de acest loc, dar am încercat să plantăm și la distanțe mult mai mari. După cum vedeți, avem un loc super. Ne bucurăm de soare și sperăm că peștii se bucură și vor colabora cu noi. Sunteți și sponsorii sectorului Carp Expert. Din ce motiv finanțați acest concurs? Ce înseamnă Balatonul pentru voi? Brandul Carp Expert este dedicat în totalitate pescarilor de crap. Suntem mândri că putem fi sponsorii celui mai mare concurs de pe Mapamond. E firesc că brandul Carp Expert finanțează acest eveniment. Fără nadă nu putem porni la un astfel de concurs. Dar trebuie să ne adaptăm din mers în funcție de condițiile meteo. Avem la noi și boilesuri și semințe, peleți, deci suntem pregătiți pentru orice și putem schimba din mers. Echipa Carp Expert a reușit să se claseze în mijlocul clasamentului printre cele 250 de echipaje. Băieții nu au fost deloc dezamăgiți. Au capturat foarte mulți pești și să nu uităm că au avut un loc foarte greu de abordat. Oricum, s-au îmbogățit cu o experiență de neuitat și cu siguranță vor reveni și anul viitor la IBCC. Fiecare pescar este interesat să captureze pești cât mai mari, dar nu există nicio rețetă sigură. Dacă folosim o nadă de calitate, momeli prinzătoare și avem puțin noroc, nu vom da greș. Sabobenza vă prezintă o nadă cu care a capturat foarte mulți crap de talie mare alături de niște momeli excepționale. Dacă vine vorba de pescuitul la crap de talie mare, atunci am o singură rețetă foarte prinzătoare pe care deja am prezentat-o în filmul Dublu sau nimic de pe lacul Moțonco. Acest mix este format din trei componente.
Primul este micropeletul de 2 mm Black Halibut Method Pellet. Acesta poate fi folosit în multe rețete, dar când este vorba de crapii de talie mare, la mine este de neînlocuit. La această nadă voi adăuga și arome. Preferatele mele sunt Bait Steam și Bait Booster. Trebuie să știți că aroma Bait Booster se dispersează foarte bine în apă și această aromă atrage crapii de la distanță. Iar aroma Bait Steam răspunde pentru atracția vizuală a nadei. Folosesc varianta Robin Red și usturoi, o alegere perfectă pe timp de primăvară, dacă încercăm să capturăm pești de talie mare. Din această rețetă, două treimi din cantitate sunt reprezentate de două nade din seria Method, și anume Black Halibut și Betaine Green. Primul este o nadă de culoare închisă, iar al doilea este o culoare de verde strident. Prin combinația celor două vom obține o nadă destul de închisă la culoare, care funcționează perfect în această perioadă a anului. După pregătirea năzii și a peletelui, mai adăugăm niște premium Black Halibut, peleți de 4 mm. Astfel, peștii vor găsi și bucăți mai mari pe patul de nadă, care cu siguranță va fi pe placul crapilor și va menține pe vad pentru o perioadă mai lungă. Am pregătit nada, am lanseta în mână, dar în afară de acestea mai am nevoie de două lucruri importante. Una din acestea sunt ochelarii de soare, fiindcă în orele dimineții soarele bate chiar din față. Și apoi mai am nevoie de un degetar, pentru că lansez la distanțe destul de mari, iar dacă nu folosim acest accesoriu, ne putem accidenta foarte grav, motiv din care am putea întrerupe partida. Și am reușit. Dacă vorbim de pescuitul de spinning alături de peștii de talie mare, ne poate oferi experiențe unice și pescuitul la clan sau văduvițe. Poate vi se pare incredibil, dar chiar și în Ungaria găsim ape unde putem prinde chiar și păstrăv. În minutele următoare, veți pescui împreună cu Luca Cibelo folosind woblere. Am ales o locație sălbatică. Dacă mă uit în jurul meu, sunt diferite cascade, multe insecte, se aude ciripitul păsărilor, adică e un loc unde să te simți bine. Sunt pe valea superioară a râului Gaia.
Trebuie să știți că aici au avut loc etapele de calificare ale campionatului național de spinning. După informațiile mele, și în acest weekend va avea loc o etapă. La campionatul mondial, peștele țintă va fi Păstrăvul. De aceea, această locație este ideală pentru o etapă de calificare. Trebuie să știți că râul a fost populat cu păstrăv pentru a avea un concurs de calitate. În această perioadă nu pot pescui la Clean sau la Văduvițe, fiindcă ei sunt în perioada de reproducere. Dar păstrăvul deja s-a eliberat. Așa că voi încerca o partidă cu momel de talie mică, încercând să capturez păstrăv. Nu este foarte simplu, dar eu zic că am în mână momeli care sunt ideale pentru astfel de situații. Înainte de a începe partida, v-aș prezenta tactica pe care aș dori să o aplic astăzi. Un lucru este sigur, la partida de astăzi nu voi folosi multifilament. După părerea mea, la astfel de partide, monofilamentul este pe prim plan. Firul trebuie să aibă o anumită întindere. După cum știți foarte bine, păstrăvul scapă foarte ușor de pe cârlig în timpul drillului. După părerea mea, folosirea monofilamentului este obligatorie. Folosim o mulinetă de mărime mai mică. Un L&K Pro Guide de 2000 este perfect pentru un astfel de pescuit. În momentul de față, lanseta este încă în faza de testare. Este o lansetă ultra-light. Még nincs a kezembe az első teszt darabja, tehát tudom, hogy mi a kívánalom is napokba fog érkezni. Ține în mână una care este sub testare. Este o lansetă de 2,20 m. Este o mărime ideală la partidele de pe mal. Putem lansa în toate direcțiile fără a avea vreo problemă. Sokszor ez jól jön, úgyhogy ez okvetlenül kell felszerelés gyanánt. Pe această zonă sunt niște regulamente destul de stricte. Năluca poate fi echipată cu cârlige simple. Am avut puține probleme, dar noroc că am găsit câteva bucăți care erau pe nălucile microspun. Aceste cârlige, după cum știți, trebuie să fie fără spin. Voi folosi woblere Salmo, care sunt foarte prinzătoare la păstrăv. Piotr Piskorski a visat aceste woblere Salmo, care sunt pentru păstrăv. Am la mine multe astfel de năluci. Nu am schimbat cârligele pe toate. Am ales un Salmo Hornet, cel mai mic din această gamă, care este o imitație de păstrăv. După părerea mea, această nălucă este ideală pentru această apă. Nu sunt sigur dacă va fi năluca câștigătoare sau nu, dar o voi folosi cu siguranță. Deci, după cum v-am mai spus, dacă pescuim în această zonă, nu putem folosi doar năluci armate cu cârlige simple și fără spin. Iar minciogul trebuie să fie dintr-un material cauciucat, care are mai multe avantaje. Nu rănește peștele și nici cârligul nu se agață în acest material. Haideți să vă mai arăt ce am adus cu mine și să vă prezint ce conține această cutiuță. Deci, Salmo Hornet, modelele mai mici vi le-am prezentat deja. Este armat cu o ancoră, dar se poate schimba oricând. O alegere bună poate fi și acest Salmo Tiny, care este o imitație perfectă de insectă. Poate fi condusă cu ușurință la suprafața apei. Trebuie să știți că aceste woblere sunt prinzătoare în rândul clenilor și văduvițelor când va veni timpul lor. Dar și păstrăvii se hrănesc cu insecte. Așa că mai avem o nălucă care poate fi foarte prinzătoare. Este vorba de Salmo Lilbug. Următoarea nălucă este un minnow clasic, care de asemenea poate fi o alegere bună. Deci, cu aceste năluci voi aborda partida din această dupămasă. Voi zăbovi doar câteva ore în această zonă destul de sălbatică. Rămâneți cu mine și poate reușesc să vă prezint chiar și un pește. Am ajuns în primul loc pe care doresc să-l abordez. Recunosc că am făcut puțină gălăgie, dar la aceste cascade și susurarea apei va masca prezența mea. Sunt destul de precaut. După cum se vede, în fața mea este un anafor și sunt sigur că apa este puțin mai adâncă în această zonă. Puțin mai sus se află o mică cascadă.
dar toată valea este înserată cu cascade și cu astfel de anafoare. Mai jos este un repeziș cu apă mică, dar după părerea mea, aceste anafoare și cascade ascund pești. Din păcate, nu sunt un pescar care să aibă experiențe la pescuitul păstrăvului. Năluca poate fi condusă în două moduri diferite. Să și lansez între timp. Lansez în fața mea. Conducem ușor și liniar. Pe vârful lansetei se vede foarte bine mișcarea momelii. Păstrăvul de obicei își așteaptă prada ascunzându-se după un bolovan. Am observat multe locuri unde se pot ascunde păstrăvii. Dar avem în apă și butuci. Trebuie să abordăm aceste zone. Acest anafor îmi este foarte simpatic, așa că l-abordez. În multe cazuri putem pescui chiar și lansând în amonte. Este o abordare perfectă pe aceste ape. Așa că la următorul lanseu voi lansa în amonte și astfel voi conduce năluca. Este incredibil. Nu știu dacă am lansat a treia oară și deja năluca mea a fost găsită de un păstrăv. Este un exemplar foarte frumos. Îl eliberez cât mai repede, nu vreau să pățească ceva. Haideți să continuăm partida. Lansez din nou. Foarte rar reușesc să găsesc atât de repede năluca câștigătoare, dar am avut noroc. Reușesc să prind acest păstrăv și sunt foarte mulțumit și chiar dacă nu mai prind astăzi niciun pește, oricum am avut parte de o partidă reușită. După cum vedeți, peisajul din jurul meu este fantastic și în fiecare minut mă bucur de frumusețile naturii. Mă opresc pentru un minut să trag câteva concluzii. În primul rând, vreau să vă atrag atenția asupra modului în care conducem năluca. Alături de lansările naval, vă recomand să lansați și în amonte. De multe ori, o astfel de abordare poate fi cheia succesului. În zona în care locuiesc eu, se află râurile Tarna și Zogyvo, unde pescuiesc foarte des. De multe ori deranjăm apa, care imediat devine tulbure. Dacă abordăm lanseurile în amonte, de multe ori avem atacuri mult mai multe. Peștii răpitori de multe ori își așteaptă prada din amonte, deci să nu ne fie frică de o astfel de abordare. Emisiunea noastră de astăzi se apropie de sfârșit, dar nu putem încheia fără concurs. Întrebarea de astăzi este: care este caracteristica spinului de momeală prezentat în această ediție? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la adresa magazin@energofish.hu. Unul dintre norocoși va câștiga un pachet care conține spin de momeală și niște momeli din gama Coated Wafters. Sper că v-a plăcut ediția de astăzi și vă așteptăm și data viitoare. În numele colegilor mei, vă mulțumesc pentru atenție! Vedere!